Inima în postul mare, să iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima ta. În această săptămână urmează pașii Domnului Hristos și fii mereu alături de El, spre deosebire de judecători și chinuitorii Lui, și iubește-L cu toată inima ta. Mută-te duhovnicește în aceste zile și în aceste întâmplări și sărută-i poala și mâinicile veșmintelor, nu îndepărta inima ta de la El. Când îi auzi pe prigonitorii lui cum șoptesc, vinovate, tu strigă-le în urechi, drepte, iubește-l pe cel care te iubește cu toată inima ta. Când evreii îl pălmuiesc, tu tinde mâna ta în apărare și primește palma în locul lui. Când îl scuipă, tu spune scuipătorilor ce veți arunca unii altora în față dacă asupra lui folosiți tot scuipatul vostru, toată alcătuirea voastră. Când Pilat îl întreabă pe tăcutul Domn ce este adevărul, tu mărturisește și spune, iată, El este adevărul dumnezeiesc și viu și întrupat. Când ostașii romani îl biciuiesc, tu stai lângă el și spune fiarelor, fiii lui Paice, veșnici purtători de moarte, nu biciuiți pe mielul lui Dumnezeu, cel purtător de viață, care dă viață împărăției voastre a morții. Mergi după el pe calea patimilor și poartă crucea lui împreună cu Simon Chirineul, și împreună cu fericita Veronica șterge fața de praf și sânge și împreună cu mironosițele plângi și umezește-i buzile uscate cu un pahar de apă rece și răcorește fruntea înfermentată. Dăruiește întreaga inima ta și iubește-l cu toată inima ta în ceasurile umeninții lui. Când auzi lovitura ciocanului asupra preacinstitelor sale mâini, tu strigă, au, cât sunt de bătăute cuile în preacinstitele sale picioare! Tu iarăși vaită-te ca și cum fierul s-ar înfige în trupul tău. Închină-te preasfintei sale mai și sărută poala și mâinicile veșmintelor sale. Nu-i spune nimic, nu întreba nimic. Închină-te încă o dată sfintei sale dureri și încă o dată sfintei sale tăceri. Spune în sine-ți, preacinstită Maică, și eu îl iubesc cu toată inima mea. Scoate inima ta și o pune în trupul său și uită de sine. Fie în el și rabdă ce rabdă el și cu totul să mori pentru sine, mori înaintea lui. Când Iosif și Nicodem îl pogora în mormânt, tu caută să fii împreună cu el în mormânt. Închipuie-ți că nu ești viu în această lume. Ca o umbră să stai undeva aproape de mormânt și viața ta să o privești ca fiind în mormânt. Și îți va fi dulce, foarte dulce moartea cu el și întru el. Oare cu cât mai dulce va fi învierea cu el și întru el, când a treia zi te vor lumina îngerii la mormânt? Oștenii împăratului merg înaintea împăratului, fețele lor sunt ca fulgere arzătoare, iar veșmintele albe ca zăpada. Iar când îngerii lui Dumnezeu vor lumina în întunericul Golgotei și în întunericul sufletului tău, atunci te vei simți ca un om nou. Și când tremurând vei privi minunea minunilor și nu vei ști dacă să te ascunzi sau să fugi sau să îi te arăți, iată, El întâi se va apropia de tine și ca pe Maria te va chema după nume. Iar când El te va numi prin glasul Lui, ca printr-un fir electric va intra în tine un nou curent, o nouă viață, o nouă putere. Și El îți va întoarce inima ta, ți-o va da și pe a Lui. Și tu, tremurând, vei cădea la picioarele Lui și printre suspine vei striga precum Toma, Domnul meu și Dumnezeul meu, slavă ție! Binecuvântați pe cei ce vă blestemă pe voi și vă rugați pentru cei ce vă fac necaz. Și nu judecați și nu vă veți judeca. Nu osândiți și nu vă veți osândi. Iertați și vi se va ierta. Omul cel bun din visteria cea bună a inimii sale scoate cele bune și omul cel rău din visteria cea rea a inimii sale scoate cele rele, că din prisosința inimii grăiește gura lui. Că nu a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să mântuiască lumea prin El. Urăciunea aduce ceartă, iar dragostea acoperă toate greșelile.